Bună ziua, dragii mei, la mulți ani vărsătorilor, pentru că am uitat să fac la etalarea pentru luna februarie. Știți că fac prima etalare, fac pentru sărbătoriți. Am făcut pentru voi, dar am uitat să vă zic la mulți ani. Și vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc tot ce e mai bun, sănătate, reușite, vindecare rapidă și spor în lucrurile frumoase pe care trebuie să le vindecați. Și să alegeți anul ăsta, să alegeți bine, să alegeți sufletul. Să vă alegeți sufletul, să vă alegeți conștiința și oameni asemeni principiilor voastre de viață. Am zis că dacă tot am făcut vărsătorul, hai să facă, tot sunt în vibrația voastră. Să știți că sunt zgâriată, am uitat să vă zic, sunt zgâriată, am avut-o pe Merlin, pisicuța mică neagră, acum este mare, domnișoară, este la primul ei estru. Am avut-o câteva zile la bloc și m-a zgâriat în timp ce ne-am jucat. Din acest motiv sunt chestiile astea pe mână. Dar până la urmă am trimis-o acasă ieri, pentru că nu era, deci nu mai puteam să mai dorm. Era ziua calmă, ziua când eu eram plecată cu alte treburi și seara când vreau așa să mă pun să fac o etalare, să-și așeze gândurile și stările, atunci o apuca pe ea. Păzdâcuț, opăiala, târșiala pe covoare și mi-a fost jenă de vecini. I-am cumpărat măsuță de aia specială, căsuță de aia să se joace, să-și râcăie unghiuțele. Dom'le, când sărea pe podea, mi-era grijă că vin vecinii să mă certe. Am lăsat-o câteva zile acasă și probabil că o să o aduc în cuciuca stres, să vedem într-o altă perioadă, e mai calmă. De obicei era călmuț, era cea mai calmă, cea mai rafinată și stilată, da, iată. Hai să vedem, dragii mei vărsători. Această etalare pentru anul 2022, în general, este pentru soare sau ascendent, dar probabil că veți găsi răspunsul și cei care aveți alte planete. Moravim încă. Vărsători. 2022, etalare generală. Ia uite, niște lucruri nu vor să se lege, las că le faceți cu răbdare, le faceți să se lege, să se potrivească. Vărsător 2022, hai să vedem. Scurte mesaje, o etalare generală. Vedem ce mesaje vin. Iap, ce apare? Interesant, cavalerul de monede care a apărut la etalarea pentru februarie, de care vă este teamă. Ce sens? Această construcție înceată. Vărsătorii sunt renumiți pentru nerăbdare, pentru... sunt guvernați de Uranus, pentru atitudinea lor uneori antisocială sau prea socială sau antisocială. Aici... Uneori, când vrei să construiești, după ce dărâmi, pentru că Uranus dărâmă, trebuie să și construiești. Natura saturniană. Probabil că acum depinde de fiecare, de ce generație și ce hartă natală aveți, dar unora nu prea le place această natură înceată, dar probabil că până la urmă și-o asumă această construcție, precaută, pas cu pas, și-o asumă. Că e plăcut, că e neplăcut, până la urmă intrați în jocul lui Saturn, care și el vă guvernează și construiți pas cu pas la capătul setului de cărți ce văd asul de spade după asul de cupe și asul de monede după asul de bâte. Interesant, aveți o comunicare, veți comunica cu cineva, ori cu foarte multe persoane, ori cu cineva foarte special la distanță, op așa în secret la distanță și veți manifesta ceva, o colaborare, ceva fructuos, prietenie, colaborare, proiect, voi știți, ceva frumos se va manifesta. Prietenie de lungă durată, amor, rămâne de văzut. Plus, confuziile, oportunitățile pe care le veți avea în anul care vine, vă vor aduce victorie, una la mână, și veți înțelege multe confuzii pe care până acum le-ați avut referitor la anumite lucruri. Fiecare are confuziile lui, acum chiar să vi le zic eu. Până la urmă sunt confuziile voastre și voi trebuie să vă găsiți adevărul, nu? Chiar să vă dăm așa mură în cură, nu e normal. Fiecare trebuie să-și pună mintea la contribuție. Ia, vărsători. Iac, griji, vă faceți griji? Sper că nu. 10 de spade. Am vorbit despre ele 9 și 10
La etalarea pentru februarie. Liberați-vă, vindecați-vă, pentru că puteți să faceți multe lucruri frumoase, vărsători. Ia uite, asul de monede. De-am zis, eliberați-vă și manifestați ceva nou. Ceva valoros. Reconstrucția voastră, proiecte, cărți. Ce vreți voi? Hăinuțe. Încărică. În sensul că poate vă deschideți un restaurant. Cam greu. Hai să vedem. Vărsător 2022. Bani să fie, nu? Bani să fie. O să fac și despre bani. În curând, în curând. Dați-mi un pic timp. 7 de bâte. Ia. Regina de monede. 1. Ianuarie. Februarie. Martie. Ia să vedem. Ianuarie, februarie, martie. Aprilie. Mai. Și iunie. Vedeți cărțile? Ia să mănânc eu astea. La jumatea anului ceva se schimbă, o întâlnire cu cineva sau ceva interesat, hop așa. Vă duce, deci de la jumatea anului ceva deosebit se va întâmpla, 10 de cupe. Justiție. Imediat. 5 de spade. Nu-mi place în decembrie cum terminați anul. Ah, bine. Iar energia pe care am văzut-o, mare grijă. Mare grijă. Energia pe care am văzut-o la început în februarie. 5 de spade și soarele. Invidioși pe succes. Pe succesul vostru eventual. Da. La capătul setului de cărți. Păstrați-vă granițele în fața celor care încearcă să vă cucerească prea intens, prea dramatic. Păstrați-vă granițele. Nu zic musai să fiți defensiv, dar stați față în față cu un rege de vâte, cu un personaj foarte, foarte pasional, foarte autoritar în felul lui de a fi și foarte creativ și simpatic și glumeț, dar vă poate tulbura un pic apele. Vă poate tulbura chiar pacea interioară. Așadar, iar un personaj posibil la distanță, abundent, împărăteasa și lumea, frumos, poate să fie distanță, da, distanță, 6 de spade, posibil acest personaj să vină la un moment dat, păstrați echilibru. 7 e un număr înțelept. Păstrați-vă înțelepciunea în relație cu acest personaj. Pentru ca lucrurile să meargă, să crească, unul dintre voi trebuie să fie mai temperat. Dacă voi sunteți, e minunat. Va veni cineva la un moment dat. Am văzut și în februarie și va mai fi. Acum, dacă este vorba să vă deschideți ceva nou, să vă creați, eu știu, o afacere, un proiect creativ, iar, păstrați-vă granițele, protejați ceea ce reușiți să creați. Pentru că aveți mulți invidioși, mulți, la 5 de spate și soarele sunt foarte mulți invidioși. Hai să vedem ce au apărut așa, niște cărți pentru acest an. În ianuarie, regina de monede pe care chiar am văzut-o în februarie, de fapt, nu știu ce a ieșit în ianuarie. În februarie, marele preot, despre care am vorbit un pic, apoi martie, regina de spade, aprilie, asul de cupe. Mai, regina de bâte, iunie, roata norocului, iulie, 10 de cupe, frumos, iulie, august, nu? August, în opoziție, moartea, transformarea, de fapt, da? Septembrie, nebunul, octombrie, cavalerul de spade, noiembrie, justiția, interesant, chiar pe 11, și apoi decembrie, 5 de spade și soarele. Încheiați anul cu succes, soarele. Cu bucurie maximă, care evident că va atrage multe invidii. Dar cred că invidiile vor fi mai de mult. Mai de mult. Primul an, prin ianuarie. În ianuarie apare regina de monede. Asta înseamnă că dacă sunteți mame, vă preocupați de natura voastră, da, maternă, încercați să fiți stabile, să fiți alături de copiii voștri.
Rămâne de văzut dacă și față de sos, pentru că unele aveți căsnicia foarte provocată. Din niște motive. Voi le știți sau le veți descoperi. Însă, Regina de Monede, începeți anul cu o nouă viziune față de, cum să zic, o nouă stimă față de voi, un nou respect, dragoste, dorința de a crea ceva deosebit, că am văzut asul de monede de câteva ori, de a crea ceva deosebit și de a face bani din creația voastră, de a manifesta abundență, generozitate și sensibilitate. Dacă sunteți mame, încercați să manifestați toate aceste lucruri și ca mamă și față de copilul vostru. În februarie aveți marele preot, iar tradiția este provocată. Ce înseamnă tradiție? Să stai la cheremul celuilalt, să fii sub papucul celuilalt, ca așa zice biserica, tradiția, sau o relație adevărată, profundă, înseamnă și spiritual. Dacă nu ai spiritual într-o relație, cât ar fi ea de tradițional, se duce de râpă această relație. În februarie, probabil că veți gândi la aceste lucruri. Poate unii vreți să, depinde și de gradul vostru de educație, vreți să predați sau să vă educați și mai mult, să faceți niște cursuri, să vă întâlniți cu un profesor, nu neapărat spiritual, un profesor. Un om care vă ghidează, aveți nevoie de ghidaj și, repet, dacă educația voastră vă permite, sunteți suficient de educați, puteți și voi să-i ghidați pe alții. Aveți autoritate dacă aveți educație. Acum, repet, tradiția este subiect de dezbătut. Pentru că vărsătorii sunt guvernați, știți bine, și de Uranus și de Saturn. Varianta lor nocturnă e Saturn. Și diurnă este Uranus. Nu este suficient să răsturnăm normele și tradițiile, dar trebuie să și punem ceva în loc. Și atunci trebuie să ne gândim, dom'le, ce e de păstrat în educația pe care am primit-o și ce este de schimbat. Probabil că în martie, cu Regina de Spade, veți comunica cu cineva lucruri care țin de principii de adevăr, poate se continuă discuția cu acest profesor, într-un fel sau altul. Profesor. Poate pentru unii să fie și un personaj căsătorit. Însă rămâne de văzut, vezi, trăi și veți vedea, poate să și clarific eu, acest mare preot, să vedem dacă are legătură cu căsătoria sau cu educația. Interesant ce văd. Văd până la jumătatea anului trei femei. Poate că veți întâlni trei femei care vă inspiră. Dar și văd și asul de cupe. Asul de cupe ar putea să fie începutul către Regina de Cupe, ar fi, cu alte cuvinte, a patra energie și cupele, apa, este energie feminină, da? Să fie începutul către o nouă direcție feminină sau descoperirea feminității în voi dintr-o altă perspectivă emoțională, profundă, în relație cu un copil, în relație cu sentimentele pe care le puteți avea față de cineva, în relație cu spiritualitatea, că tot ați discutați în februarie sau, în fine, am zis, se pune la încercare noțiunea de căsătorie, tradiție versus legătură spirituală, educație, creștere spirituală în cuplu. Ce vreau să zic? Deci, trei regine plus încă o posibilă regină pe drum. Asta înseamnă că unele dintre doamne încep să manifeste împărăteasa. Încep să manifeste împărăteasa. Sunt în proces de dezvoltare spirituală. Vorbesc pentru unele femei. Probabil că la un moment dat veți discuta cu un profesor spiritual, bărbat, femeie, nu contează, care vă va ghida în acest sens. Pentru că
Până la sfârșitul anului se face o schimbare majoră în energia voastră, se manifestă o schimbare majoră în energia voastră, care va duce iar bucurie, succes, dar și transformare, reechilibrare, dar și o transformare foarte profundă, radicală. Și tocmai aceste lucruri vă aduc succes până la sfârșitul anului și invidioșii, și invidioșii. Am zis, în martie iar discuții principiale despre adevăr, despre dreptate, despre ce ar fi mai bine de exprimat, adevărul sau unde e bine să taci și să ierți. Pentru unele dintre voi sau unii dintre voi, probabil că în martie veți întâlni pe un personaj cu marcaj puternic în semne de aer, cu care veți avea o comunicare mai interesantă. Posibil acea comunicare să nască, să producă acest as de cupe care se manifestă în luna următoare. O legătură spirituală, să se discute deschis despre emoții, despre căsătorie, despre tradiții, despre spiritualitate, despre stabilitate, despre pasiune. Sunt multe lucruri de discutat, da? Ori voi oferi sfatul cuiva, dacă lucrați în acest sens, înspre stabilizarea voastră, unele, nu toată lumea și unii, da, și unii, ca să zic și bărbați, nu toată lumea, altfel, pentru ei, ar putea să fie chiar un divorț. Regina de spade reprezintă o persoană, o notăriță judecător, văd și o justiție la un moment dat, ar putea să fie și un divorț, pentru că urmează după acest mare preot, după această carte a căsătoriei tradiționale, clasice. Dar veți trăi și veți vedea, o să clarific câteva cărți, nu știu dacă pe toate, dar veți trăi și veți vedea și veți mai vedea și la cărțile care apar pe luni și pe ce mai vreți voi să apară. Posibil. Pentru că nu poți să începi ceva nou, o poveste nouă de dragoste, atât timp cât ești implicat într-o relație tradițională. Poate nu vă căsătoriți, nu vă despărțiți voi, poate vine cineva care vrea să se despartă în viața voastră. Și apoi manifestați, eu știu, pasiunea, dragostea. Oricum, în nu știu când pică Paștele, dar în aprilie aveți acest as de cupe foarte frumos, repet, o energie feminină, o nouă energie feminină în viața voastră, ori o femeie, ori o dragoste, ori un copil, ori vindecare, simțiți că vindecarea la care lucrați de mult timp începe să manifeste o nouă etapă de înțelegere, de compasiune, de empatie față de unii, de alții. Primiți ghidaj divin în acest sens. Pentru alții, repet, se poate manifesta o nouă dragoste după ce cineva din viața voastră sau care va veni renunță la o viață, în ce sens tradițional, renunță la o căsătorie. Ce mai e? Atâta încerc să-mi aleg cuvintele. Renunță cineva la o căsătorie ca să poată să fie cu voi, în cazul în care nu sunteți voi cei care faceți această manevră. După astfel de cupe din aprilie, în mai, ce frumoasă carte a venit în luna mai, când totul este floare, ciripi de păsărele, fluturaș, da? Regina de vâte, veți simți multă pasiune. Poate cineva cu marcaj în semn de foc vă atrage, dar poate sunteți voi foarte atrăgători, veți vedea, puteți să vă mai întoarceți, nu ca să-mi faceți mie vizualizări, ci să vedeți cum s-au potrivit cărțile. Regina de bâte este cuceritoare. Dacă v-ați vindecat de acest trecut restrictiv, prea rigid pentru acest secol,
Dacă v-ați vindecat cu astfel de cupe, posibil unele dintre voi să manifestați o nouă etapă. Repet, regina de bute și regina de curs în, de cupe, pardon, în curs de dezvoltare. O nouă etapă în care energia voastră feminină este plină de încredere, și de empatie și de creativitate, dar și de încredere în voi, în calitățile voastre cuceritoare, dacă sunteți doamne, dar poate să fie și domn, da? Dacă sunteți domn, aveți o energie feminină în preajma voastră care vă atrage, vă cucerește într-un fel aparte, misterios, cu aici e Merlin, iubi-mi, Merlinuța mea. Nu știu, oi fi eu? Oi fi eu. Regina de băte, creativă sunt și am și pisică neagră, cum vreți. Dacă vreți, ne întâlnim în luna mai. Ceva frumos. Și mâncăm semințe de floarea soarelui. Da, o să fie, nu știu, o atmosferă faină în luna. Deși ar trebui clarificat. Dar neclarificat arată bine. În iunie, am zis, o întâlnire de destin. Energia se schimbă, ceva. Ceva se schimbă. Dar se schimbă pentru că și voi ați produs schimbarea. Vedeți, după roata norocului apare în iulie 10 de cupe. Vă întâlniți! Dacă ei s-au separat, începe dragostea, se manifestă pasiunea și apoi, hupa! Nu știu dacă vă căsătoriți. Unii, dacă vreți, bine, pentru mine nu este idealul suprem căsătoria. Una este să fie legătura spirituală profundă, dragoste, spiritualitate, trup, minte, suflet, totul, și alta e căsătoria la tribunal sau la biserică. Semnătura. Semnătura pentru mine este dezastru. Dar, hai, dacă e frumos, nu știu, fiecare știe ce ideal are. Pentru mine, v-am zis, căsătoria nu este idealul cel mai suprem. Dar fericirea este. Fericirea este. De ce nu? Cum putem să refuzăm? Ia, uitați ce frumos, vedeți aici o stea? Ia ca, o vedeți? Gândiți-vă. Dar puneți această, la luna nouă, puneți-vă această dorință să fiți fericiți anul ăsta, că o să fiți. Vă arată și cărțile. Veți fi fericiți. Va fi cineva lângă voi. Voi și doi copilași, o fetiță și un băiat, dar nu e obligatoriu. E latura interesant. El are o fetiță, ea are un băiat. Ce vreau să zic? Ce simt aici? Că energia, vă echilibrați. Energia feminină se echilibrează și în el. Energia masculină se echilibrează și în ea. Ce frumos! De aia sunteți fericiți. Pentru că ei pot să fie și feminini și voi puteți să fiți și masculine, dar așa un pic cu măsură, nu să vă transformați din femeie în bărbaza. Nu facem transgenderism. Transgenderism. Da. În fine, roata norocului. Ce frumos, se schimbă roata. Se schimbă roata pentru unii dintre voi, dar care v-ați făcut temele, care crește spiritual, care comunicați cu oameni înțelepți, care vă păstrați principiile, care vă păstrați respectul față de voi și manifestați compasiune, vindecare și câte mai zic că e frumos. Măi, deci în iulie se lasă cu pahare, cu bucurie, cu dans, cu excursii, cu pupături, îmbrățișări, iubi-iubi. Apoi apare, ce apare moartea asta? Aici este interesant că apare sub marele preot. Cineva înțelege, de fapt, apare transformarea în viața cuiva, a voastră, a lor. De fapt, transformarea poate să fie de la divorțată sau femeie singură la femeie în cuplu sau bărbat în cuplu, da? Bărbat, poate să fie și bărbat singur, divorțat, da? La bărbat în cuplu. Asta e transformarea și, de fapt, casa 8-a, pentru cei care știți astrologie, ce înseamnă? Casa 7 este a contractelor, dar adevărata energia căsătoriei este în casa 8-a, da? Transformarea celor doi, împreună. Și prin sex, și prin faptul că împărtășiți finanțele împreună, e o transformare, da? Pe de altă parte, interesant că a venit sub marele preot, iar această fericire aduce, cu alte cuvinte, sau într-un fel sau altul, finalul definitiv al unei căsătorii. Care, repet, era, a fost semnată, a fost făcută din considerente
absolut banale și, n-aș spune umane, că nu mai reprezintă umanitatea asemenea lucruri. Banale, că așa a zis mama, că așa a zis tata, că așa au făcut și bunicii, că e o vârstă, că ai făcut copii și să nu stea copilul singur, să fie căsătorit, da, dar lucrurile nu merg bine, da? Sau poate cineva a făcut copii ca să țină legătură, da? Să chestii. Ideea că moare această tradiție învechită ca să dea voie unei noi căi de manifestare, unei noi iubiri. Am vorbit de iubire, acum apare zero, nebună. O luase la zero. În această dragoste, iubire, o luase la zero. Poate apare un copil, op, așa, ar putea pentru unii, pentru cine vrea, da, uite, copil. Dar, eu aș spune, e o nouă etapă în viața voastră, da? Transformarea și nebunul după această fericire, după această iar lucrare personală pe care o faceți în voi. În octombrie. Zero. O să clarific ce este acest zero. Este un punct zero. Poate vreți să vă căutați un loc în care să stați. Poate, iar. Interesant că cele două cărți, Marele Preot și Moartea, Zero și Regina de Spade, amândouă îmi sugerează transformarea cuiva cu viziuni foarte învechite, ar spune. Și îmbrățișarea noului. Îmbrățișarea noului. Poate nu sunteți voi, poate sunteți oameni în preajma voastră. Îmbrățișarea noului, o transformare și îmbrățișarea noului, a credinței. Poate cineva care, repet, nu, adică nu mai repet, dați în urmă, da? Ce am vorbit la februarie-martie, la aceste cărți, de fapt. Poate nu sunteți voi, poate sunteți oameni în viața voastră. Și energia voastră inspiră să caute fericirea, să caute altceva. Dar cine nu a crezut în Dumnezeu până acum, începe prin octombrie, eu știu, septembrie-octombrie să se transforme. Cineva din viața voastră sau chiar voi o să aveți o nouă viziune despre Dumnezeu, despre credință, veți avea o nouă viziune. Probabil veți primi și niște răspunsuri. Dacă vi le căutați la începutul anului, dacă căutați răspunsuri, vor veni, pentru că ele nu vin imediat, vă zic din experiență, nu vine niciun răspuns. Unii dintre voi v-ați îndrăzni să vă schimbați locul, ceva, ceva nou veți face. Și în momentul în care manifestați acest nou, veți auzi niște vești care ar putea să nu fie tocmai plăcute. Cavalerul de spade uneori nu aduce vești plăcute. Dar plăcute, neplăcute, în noiembrie se va manifesta într-un fel sau altul echilibru, justiția pentru voi. Hai să și clarificăm totuși. Parcă totuși e nevoie de o clarificare, da? Să folosesc aceleași cărți? Nu, azi să folosesc alte cărți. Parcă totuși e nevoie de altfel de cărți. Am zis că în decembrie, 5 de spade, niște jocuri mentale, niște bârfe, invidii, ar putea să vă tulbure un pic fericirea. Succesul? Nu cred. Succesul este succesul vostru, meritat al unora care lucrați, măi, lucrați, repet. Unii dintre voi chiar lucrați în acest sens. Și vă felicit. Alții rămân în fiecare. E anul 2022, foarte important, zic eu, în privința alegerilor. Rămâne
fiecare unde alege să stea. Dar eu acum, eu zic că citesc pentru oameni special, pentru aceia abonați ai mei care... Pentru voi citesc, nu pentru alții pe care nu-i cunosc, să știți. Eu citesc pentru vărsătorii pe care îi cunosc. Nu spuneți mie că, vai, că eu cunosc un vărsător sau o vărsătoare care nu e așa. Eu nu citesc pentru ei, mai. Eu citesc pentru abonații mei, în principiu. Care majoritatea vor să crească. Vor să se transforme, vor să se bucure de tot ce e mai frumos, mai valoros. Vedem de curiozitate. Marele preot, te rog frumos, clarifică, marele preot. Eu iar am văzut 10 de cupe, da? Deci bucurie tot este. Iar văd că cineva încheie o căsnicie ca să o ia de la zero. Iar văd chestia asta. Că sunteți voi, că e altcineva, veți trăi și veți vedea. Ia. Uite, 8 de cupe. Trebuie să vă regăsiți stima și dragostea față de voi. În sensul adevărat și profund al cuvântului. Mai, mai, ce cărți! Să manifestați putere, să vă transformați, să vă ridicați deasupra impulsurilor fizice, deasupra egoului, deasupra orgoliilor, deasupra dorinței de a avea, de a domina. Puteți și voi să aveți, că și vărsătorii pot să aibă așa ceva. Nu sunt ei mai sfinți decât alții. Fiecare zodie are părțile sale bune și părțile sale negative. Hai să vedem. Marele preot. Clarificăm marele preot. Dar trebuie să aleagă. Cineva trebuie să aleagă. Voi sau altcineva. Ia uite. O nouă relație, da? Asul de monede. Sau un nou job, pentru că marele preot poate să fie și un contract. Vedeți? Am mai discutat, parcă de așa a venit asul de cupe la februarie, dar poate mai e un mesaj în plus. Între a sta într-un contract, între a fi profesor, eu știu, într-un anumit sistem, sau neapărat, poate nu sunteți toți profesori, dar nu sunteți, clar. Sau să vă luptați pentru a vă câștiga independența, pentru a începe un nou proiect, o nouă afacere, da? Să fiți pe cont propriu. E o chestie. Și trebuie să vă sfătuiți cu cineva. Un marele preot. Care poate să fie un profesor. Un sfătuitor. Pentru unii, unul dintre... Cineva, ori voi, ori cineva pe care îi cunoașteți voi, trebuie să aleagă între căsătoria în care sunt sau familia pe care o au sau din care s-au născut. Nu neapărat căsătorie, poate să fie familia, părinții, neamurile, da? Și o nouă relație, de lungă durată. Bănuiesc cu voi. Da? Justiție, interesant. Marcaș pe balanță. De două ori, dar nu e obligatoriu. Trebuie să-și urmeze intuiția și să se elibereze acest personaj sau voi, cine o fi, de sentimentul de trădare, de abandon. Să manifeste adevărul său, să și-l descopere. Poate ajutați, poate altcineva vă ajută pe voi. Rămâne de văzut. Regina de spade. Ia, Marte. Interesant, asul de cupe, că tot urmează. Regina de spade, asul de cupe și șase de cupe. Poate să fie o împăcare cu cineva. Și această împăcare se aducă, ia uite, asul de cupe și urmat, da? Vine greu, probabil cineva care vine foarte greu în viața voastră. Am văzut regele de cavalerul de monede. Acest personaj vine foarte greu pentru că are de lămurit, are de ales, are de stabilit niște direcții. Veți comunica despre vindecare, despre dragoste, despre copii, eventual voi, comunicarea... Sunt multe mesaje. Dacă voi sunteți în postura de profesor, repet, depinde de educație, puteți să comunicați corect, principial, despre dragoste, despre spiritualitate, despre copii, despre suflete perechi, despre suflete care s-au reîncarnat ca să manifeste iar o nouă dragoste. Sau trăiți voi așa ceva? Asul de cupe. Interesant. Asul de cupe.
mare preot. Posibil această nouă dragoste să se dorească în primul rând vă vindecați de această căsătorie și dacă începeți voi o nouă dragoste, probabil această dragoste să vă ducă într-o zonă spirituală, nu știu musai dacă într-o altă căsătorie, dar într-o zonă spirituală. Regina de bâte. Interesant. Vă eliberați de griji și manifestați adevărul, că se pare că v-ați tot vindecat. Cu o doi de ași de cupe, v-ați tot vindecat, v-ați pus în ordine, rămâne să descoperiți adevărul într-o privință. Și odată descoperit adevărul, puteți să aveți mai multă încredere. Sunteți creative, pentru că atunci când îți iei adevărul, n-ai de ce să-ți mai faci griji. Pentru mine, 4 de spade invers înseamnă vindecare. Nu mai stați să vă gândiți că v-ați tot gândit și ați tot discutat, v-ați tot rugat, rugăciune. Pentru sănătate, pentru dragoste, pentru aia, pentru spor. Clarificăm roata norocului. Asta mi s-a vărut că vrea să vină. Extraordinar! Roata norocului cu roata norocului. Bă, mare noroc, mai dragii mei! Noroc la bani! Jucați! Că aveți de două roata norocului. Jucați în iunie. 10-10, interesant. 10 și cu 10 înseamnă 20. 20 că înseamnă judecata, înseamnă renaștere. Ceva, veți renaște. Aproximativ la jumatea anului, mai mult sau mai târziu, uite, o separare de cineva. Da, interesant, vă separați de acest personaj care v-a adus lacrimi. Regina de bâte pentru unii, vă vindecați. Ori de cineva care a fost prea cuceritor, ori de cineva care a încercat să vă cucerească și nu v-a abordat sau poate îi plăcea pur și simplu. Vedeți, poate să fie și membru, adică frate, soră, mamă, eu știu, prieten, nu neapărat iubit, iubită, da? Regina de bâte. E o separare. Da. V-a adus lacrimi, această regina de bâte, v-a adus lacrimi pentru unii. Și tocmai că a spus prea mult, v-a sătura, se rupe. Gata, se schimbă energia. Dacă această regină de v-a adus lacrimi, înseamnă că a fost cam egoistă. Sau poate altcineva consideră acest lucru despre voi, să spun și lucrul ăsta. Poate cineva care se eliberează de aceste gânduri. Poate cineva se consideră, eu știu, sau vă consideră într-un anume fel și se separă lucrurile. Vedeți? Se poate și asta. Că nu știți prea bine ce gândește lumea, da? Și până la urmă nici nu ne interesează prea mult ce gândește lumea, dar în principiu. Odată eliberați de lacrimi, de regrete, de coșmaruri, de analiză, hiperanaliză, puteți să manifestați o altă energie plină de încredere. Și manifestând această energie plină de încredere, se schimbă și energia. Mai dăm totuși pentru roata norocului o carte. Roata norocului, te rog, clarificăm. Poate altcineva din preajma voastră, veți trăi și veți predea, se eliberează de o persoană egoistă cu care a fost căsătorită. Sau a trăit în aceeași casă, în aceeași familie. Au fost crescuți împreună. 6 de cupe au fost crescuți, poate sunt frați, surori și se eliberează. Vedeți unde este? Oh. Sunt multe, dar înseamnă eliberare de dureri, de trădări. Mai dăm o carte pentru roata norocului, te rog frumos. Roata norocului, mai dăm o carte. Ah, ce frumos, îndrăgostiți! Am zis, eliberați. Îndrăgostiți, primiți dragoste și apare 10 de cupe. Ce frumos! Regele de cupe, dragoste adevărată. Stă în picioare. Trece peste ape, peste distanțe.
Și vă eliberați de confuzii, de energii reaute, manipulatoare, toxice. Vă eliberați. Da? Mergeți către femeia divină. Da, vă eliberați. 10 de cupe. Ia uite, steaua, sunteți voi fericiți, măi, ce să mai pun? Mai pun? Comunicați cu cineva, cineva își cere scuze, se manifeste, se exprimă emoțiile și dacă se exprimă emoțiile, lucrurile merg mult mai bine și emoții și pasiune se comunică, dar în primul și în primul rând steaua și 10 de cupe. Eventual puteți să vă vindecați voi de o căsnicie nereușită, ideală cândva, dar nereușită până în prezent sau în viitor apropiat. Ce înseamnă moartea? Interesante cărți. Da, dacă nu sunteți căsătoriți, da? Să fiți foarte fericiți. Oricineva de la distanță, o persoană publică, se întâlnește cu voi, interesant, și veți avea parte de bucurii. Yes! Rata norocului, interesant, a venit de două ori. De schimbare de energie și la voi și la ei, vedeți? Sunt doi oameni aici, ce frumos, da? Doi oameni. Roata norocului pentru unul, roata norocului pentru celălalt. Și atunci înțelegeți ce înseamnă timpul divin. Când amândoi și-au schimbat energiile și s-au pregătit pentru această uniune. Super! Bravo! Moartea, te rog frumos. Asta, trei de cupe, transformare. Dacă a fost triunghi amoros, cred că vor rămâne doar doi oameni. Dacă a fost trei, vor rămâne doar doi. În ce sens? Se separă lucrurile. Poate această moarte să aducă, ia uite, transformare, întâlnirea cu femeia divină, bucurie. Unele poate veți afla că veți fi mame, că văd nebunul și împărăteasa, dar nu obligatoriu. Ideea este că după o perioadă de însingurare, de probleme, da, de separare, brusc apare transformarea. Bucuria, întâlnirea cu sufletul pereche, femeia divină voastră sau femeia divină din voi sau bărbatul vostru divin. Frumos, frumos, nebunul. Nebunul. Hai. 0 și 1. Vreți să manifestați putere, transformare, iar 8, iar casa 8 a scorpionului. Putere, transformare. Vreți să manifestați, ia uite. Să mergeți către Marea Preoteasă, către stea, da? Către creștere spirituală, unii dintre voi. Eventual, poate vreți să mergeți în secret către destinul vostru, către persoana voastră predestinată aici este, da? Care e la distanță pentru unii dintre voi, posibil să fie la distanță și să trebuiască să faceți drumuri, dar unii dintre voi, această transformare intensă prin care treceți și voi, cam foarte mulți, veți înțelege la un moment dat când această nouă direcție pe care o adoptați, plin de încredere, transformați, va trebui să țineți secret direcția în care mergeți. Pentru că, uitați, uitați, aveți invidioși, creșteți, străluciți, dar țineți un vol de mister în privința acțiunilor voastre uneori. Uneori. Nu zic să mințiți, e vorba să vă feriți de anumiți oameni. Și să nu spuneți tot ce vă... Știți cum e? Că dacă spui, se și pierde din mister, din energie. Cavalerul de spade, te rog frumos. Cavalerul de spade. Mare grijă, probabil un soț, soție rănit de transformarea voastră să vină să mai bârfească, să mai creeze discuții. Da, regele de monede, regele de monede. Probabil aici, cine se separă, regele de monede, că văd aici monede. Taur, fecioară, capricorn, nu obligatoriu, pentru mine regele de monede soț. Probabil fostul, fosta cuiva. Rănit că voi vă, din cauza plânge după această separare care a fost,
se oftică, cum se zice, da, se oftică aici la 5 de spade, se oftică de nu mai poate, invidios că să vă meargă bine la un moment dat, mai vine cu comentarii. Dar justiția era asta, parcă mi s-a părut. Da, sunt conflicte, dar mai sunt conflicte referitor la probabil niște chestiuni în tribunal, mare grijă, divorțul cuiva, încă mai creează discuții. Ia, justiția, valetul de cupe și 8 de bâte, ce fain, se echilibrează viața. Vă împăcați, probabil se hotărăște, dacă cineva e căsătorit, se hotărăște cui rămâne copilul și mergeți mai departe. Da, va fi uite, cavaliul de cupe, 9 de cupe, multă bucurie, multe emoții. Veți merge mai departe, mergeți mai departe, creșteți în continuare. 8 de bâte merge către soare, către, ia uite, către soare, către cer, către Dumnezeu. Creșteți, creșteți. Se face dreptate, voi lăsați pe Dumnezeu să facă dreptate. Între timp, oamenii care vor să se transforme, se transformă și vin cu scuze, vin transformați, vin echilibrați și creșteți. Sau asta e. Dacă aveți probleme în tribunal, se pare că lucrurile se rezolvă cu 8 de bâte, e de ok, super, da? Își cer scuze, poate plătesc și eu știu ce taxă de, eu știu ce mai fi. Vedeți, pentru că nu știu care vă este viața, dar pentru unii, posibil și aceste lucruri, dar chiar dacă nu vă separați de cineva, ideea este că există creștere spirituală, personală, separare de trecut, de regulile acele absurde și manifestarea unei iubiri de poveste. Da? O iubire de poveste și succes. Și succes și misiunea voastră, eventual în misiunea voastră aveți pe cineva puternic, la fel de puternic și de strălucitor ca varianta voastră viitoare, nu zic acum, viitoare, că veți fi. Și da, va fi bine. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Sper că v-a plăcut, da? Hai, manifestați ce-i frumos de aici.